Da, victorie foarte mare, foarte importantă. Ne bucurăm foarte mult. Ce să zicem, vedeți seama, suntem foarte fericiți. Din primele pentru băieți? Dar cum să nu? Ați văzut că Dana a spus exact care a fost prima, suntem transparenți, normal că le vine prima acum. Au jucat, au câștigat și acum sunt, sunt și răsplătiți. Cum da. E adversarul cel mai dulce de învins? Sigur, pentru noi e clar, în momentul de față este cel mai dulce, cred că și pentru ei, dar de obicei pare că câștigăm mai mult noi decât ei. Așa că... Este trecut ceva timp în vestiar, ce l-ați transmis băieților? Ne-am bucurat, vă dați seama, multe lucruri, ne-am bucurat cu toții, le-am transmis prima, că tot ne-a spus, și ne-am bucurat, ca după orice meci important, ca după orice derby. S-a simțit ca un meci acasă sau în deplasare? Nu, s-a simțit ca un meci în deplasare, atmosfera a fost foarte frumoasă, foarte mulți oameni la stadion, ceea ce e foarte bine. Nu, s-a simțit ca un meci în deplasare, dar chiar am făcut un meci foarte bun față de... Știți că am mai zis că problemele noastre erau în deplasare, meciul ăsta chiar am jucat cu inima și cred că am meritat pe deplin victorie. Și dar speranțe pentru timpul această victorie este pe acolo, la două puncte. Da, am spus că obiectivul nostru e 1-3, cred că suntem bine de tot în obiectiv și rămâne același obiectiv. E clar că ne vom bate și pentru titlu până la final. Vă plăcea să schimbe liderul? Da, s-a făcut la păcate. Datele luate în meciul destul de ușoare, câștigați de fiecare dată partenicul în stat, nu aveți probleme. Așa este, dar nu cred că doar la noi e situația asta. E adevărat, ne motivăm altfel, dar eu zic că avem un parcurs foarte bun per total până acum cu toți. Scuze, mai tot. Ce să se schimbe liderul după etapa asta? Nu, cred că e un pic cam devreme, nu pot să spun fiecare, adică nu mă gândesc la ce se întâmplă la meciul CFR-ului. E devreme, e clar că ne batem cel puțin și cu ei și cu FCSB. Vom vedea, a trecut turul, mai sunt încă 15 meci. E o luptă doar în 3? Așa pare, deja în momentul de față, da, am văzut că e acum e un pic, primele trei s-au distanțat, dar nu, eu cred că și măcar Craiova, la ce lot are, sigur se va bate până la final, să nu uităm că se înjumătățesc punctele și în play-off va fi care pe care, deci cred că minim măcar Craiova, dacă nu și alte echipe. Ați jucat cu CSFK în cupă, ați jucat acum cu CSFK, care s-a simțit mai mult ca derby pentru dumneavoastră? Ambele sunt derby, asta e clar, dar... Vă dați seama că v-am spus, e mai important meciul cu FCSB, e o echipă care ne bate la titlu, o echipă foarte puternică și normal, poate se simte un pic mai mult față de cei, cu CSB, de, cei de la CSA. Cum ați apărat cum am partea acestui? Cred că foarte bună, nu? Suntem la două puncte de FCSB, vedem ce va face CFR-ul, suntem, cred eu, în grafic. Deci, cred că un tur foarte bun de campionat. Păcat că am început cum am început, dar știm motivele. Eu zic că suntem bine. Totuși, obiectiv declarat e Cupa României. Acolo trebuie să bate. Da, din păcate trebuie să bate, din păcate trebuie să batem CFR-ul, jucăm pe Giulești și dacă vrem să câștigăm, trebuie să-i batem. Asta este. Ar trebui să învețe suporterii Rapidului să aibă puțin mai multă răbdare și încredere cu conducerile în condițiile în care acum câteva, nu știu, acum o lună, două, se înjura pe stadion, se cerea demisia. Nu, nu, eu cred că au răbdare. Eu cred că au răbdare, a fost un început slab de campionat și e normal ca suporterii să-și facă auzit, nu știu, doleanțele, dar nu cred că sunt niște suporteri care nu acceptă înfrângeri. În niciun caz. Nu. Cum ați